revenit, dragi prieteni, am încercat să vorbim cu domnul Munteanu. Timpul e scurt, deja trece cu repeziciune, nu reușesc să cuprind așa toate întrebările. Dar doar dacă dumneavoastră ne permiteți, domnule Munteanu, să revenim, mai am întrebări către dumneavoastră. Dar pe final de emisiune am pregătit un subiect, zic eu, foarte, foarte important. Am zis că sunteți cel mai vechi în branjă. Ați avut apucat să trece și perioade bune, și perioade mai puțin bune. Iată că la această oră ziceați noastră și constat eu că de la începutul emisiunii am vorbit, Slănicu-și revine. Zlănicu în perioada primului război mondial a fost așa un loc în care a fost vizitat intens de ofițeri germani, ruși, austro-ungari, ofițeri români, nu mai zicem, primul ministru a venit odată la Slănic Moldova, adică a fost, din punct de vedere istoric, a fost bine împletită cu istoria neamului românesc. Revine, nu știu dacă reușim, cum spuneați noastră, perla Moldovei, dar se fac pași în această direcție. Iar întrebarea mea, subiectul pentru care l-am pregătit așa pe final de emisiune, turismul din Slănic Moldova încotro. Simțiți, domnule Munteanu, că administrația vă ajută? Aveți șansă, aveți oportunitatea, nu știu cum să zic, să aveți complex hotelier și în Slănic, dar și în alte stațiuni. Prin comparație vă puteți da seama, știți că doar așa, prin comparație poți să-ți dai seama cum e la tine, cum e în altă parte, cum este? Deci aș vrea să fac o precizare pentru toți telespectatorii. România deține o treime din aceste resurse naturale pentru terapii binefăcătoare sănătății oamenilor. Acest lucru este foarte important, dar din păcate uneori nu este valorificat. Cum spuneați dumneavoastră, vreau să aduc aminte că stațiunea a fost descoperită de Serdarul Spiridon la anul 1800, iar în 1912 a fost primul eșalon de turiști din Germania. De asemenea, aici au fost, la 9 ani, George Enescu a desfășurat primul lui concert cu cei din Austria. Deci gândiți-vă că a venit din Austria orchestra simfonică care... Diferența între Austria și gradul lor de civilizație, da, și dar România. Dar au cântat aici în parc la Slănic Moldova. De asemenea, Vlahuță, Ion Creangă își făceau lecțiile de geografie istorie în acest parc. Eu, având în vedere că tendința Europei este către turismul de sănătate și balnear foarte puternic, eu am vorbit la toate adunările și chiar în Consiliul Local și colegii mei din mediul de afaceri de la noi din Slănic Moldova, domnule, noi trebuie să facem câteva căi prin care să atragem turismul în Slănic Moldova. Odată, prin această realizarea bazelor noastre de tratament, să avem izvoarele puse la punct, ceea ce OAT-ul și-a, ca să zic așa, a depus un efort extraordinar și am înțeles că deja a și luat licența pentru izvoarele din Slănic Moldova. Felicitări primarului și celor care s-au ocupat de aceasta. Dar nu în ultimul timp vreau să vă spun că OAT-ul mai are foarte mult să ajute mediul de afaceri și să fie într-o permanentă colaborare, să zicem, relații de comunicare, ca să putem să ne știm unii durerile celorlalți, să vedem ce putem să facem. Spunând că turismul de sănătate și turismul balnear a luat amploare în Europa și în România, pentru că, din fericire, noi avem prețuri mai bune ca oricare alții, inclusiv ca cei din Ucraina, care totuși au prețuri mici, vreau să vă spun că noi, Organizația Patronatului Balnear din România, ne-am gândit la acele programe sociale și în continuare vom crea niște programe pentru ca să atragem turismul de afară. Suntem în colaborare la nivel de organizație patronală cu cei din Germania. Acum, domnul ministru ne-a făcut o greșeală că a închis biroul de la Viena. Acolo aveam un domn foarte bine pus la punct, care era șeful biroului de turism din Viena, și vrem să aducem de afară, că este mult până ei vin să vadă. Și așa, după aceea o să avem tot ce ne... nu ne credem că ce o să fie. Dar sigur că acum, de exemplu, noi lucrăm ca aceste case de asigurări din străinătate să deconteze și serviciile din România. Nu suntem în Europa? Da. Dacă suntem în Europa, atunci să avem aceleași drepturi și obligații. Așa. Și aș vrea ca să, prin asta vreau să informez colegii că la nivel central noi lucrăm.
Sigur că ne-am fi așteptat și am așteptat cu mare bucurie să se realizeze Ministerul Turismului. Din păcate, vă spun și chiar dacă super, nu are ceea ce așteptam noi. Mai e mult să rezolve pentru că se prea politizează activitatea economică a Ministerului și nu este bine. Noi la Revoluție am zis că nu mai vrem politizarea economiei, dar acum este economia politică a țării. Și nu e bine. Dar Slănic Moldova trebuie să-și vadă de treaba ei, adică să creăm aici un, cum se zice, un fief al sănătății. Să realizăm pe lângă ceea ce ne-a dăruit natura, adică cadrul natural, izvoarele Mofeta și celelalte ce mai sunt în zonă, colaborate cu Salina Târgu Ocna, cu ștrandul Sărat de la Târgu Ocna, cu ștrandurile de apă dulce, adică să avem și agrementul respectiv, noi, Slănic Moldova și Târgu Ocna, putem fi o zonă de invidiat. Vedeți, Sovata s-a ridicat pe lacul Ursu două luni jumate, exact, care funcționează și Pride-ul care merge cam în sistem cum merge Târgu Ocna. Dar acolo patronii Danubisului sunt din Israel și fac o reclamă și o propagandă care o știu ei mai bine. Noi trebuie să vedem, să studiem, să învățăm și să facem acest lucru. Avem șanse să, ca Slănic Moldova, să redevină ceea ce a fost, ca să zic, din nou perla Moldovei, dar să nu uităm că am fost la Lozan și într-un parc la Lozan era un lăcușor micuț, așa de vreo 4 metri pătrați, și pe perete era desenat un leu. Și zice, aici a fost leu, nu știu care, și s-a adăpat și pentru aia am plătit 7 euro. Trebuie să creăm legende. Povești. De exemplu, istorii. Hitler, în timpul războiului, a umplut nu știu câte garnituri de tren cu apă de la zvorul Sfântul Spiridon, care este o apă potabilă extraordinară. Păi trebuie să difuzăm chestia asta. Bine, Hitler nu se bucură de o reclamă nu, foarte dar, nu, bună. Nu, stați un pic, eu vreau să spun de Germania. Doar n-a băut-o el toată, Doamne iartă-mă. Așa că el a fost convins în nebunia lui să ia apa asta, că e bună. Da. Și, adică, după aia sunt drumurile acestea care le-au făcut nemții ca să treacă dincolo, dar n-au mai reușit, pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, Târgu Ocna și Slănic Moldova este, adică, sunt niște localități pline de istorie. Vreau să vă zic, când am făcut niște lucrări la Vila Ioana, am găsit acolo o găleată de cartușe trase. Așa, da. Da, când au fost pe acolo. Și, bine, atunci le-am dus la poliție că i-au tras. L-ați oricum predat. Dar, da, sigur. Dar vreau să vă zic că au fost și pe drumul ăsta unde ziceau ei că se duc să treacă dincolo, era făcut exact cât erau motocicletele alea și mașinilor de luptă. E o componentă istorică care nu este suficient exploatată. Exact. Dacă s-ar face drumeții pe acele am trasee. Am fost la greci și mi-a zis să merg la Muntele Olimp, să vedeți cada lui Afrodita, vă zic cine, eu. Da, sau da, la turci, la Peștera Albastră. Da. Ne-a luat bani, nu ați știu plecat cine. Mai sau mulți la Pamucale, la Pamucale, păi dar noi avem, ca să dau un exemplu vis-a-vis de România, noi avem vulcanii noroiești de la Buzău care sunt peste nu știu cât. Nu știu să exploatăm. De-aia am zis că în Slănic Moldova, eu, părerea mea este că OAT-ul ar trebui să-și îndrepte mai mult atenția vis-a-vis de mediul de afaceri și să meargă mână în mână, pentru că avem potențial extraordinar. Să știți că eu am și la Sovata, acum o să deschid unitate hotelieră și la Târgu Ocna, dar având atâția ani care lucrez aici... O să intrigați, acum știți cum e, că a zis de Târgu Ocna, cam pe unde e amplasată? Păi, dați așa un indiciu târgocnenilor. Dacă mai mergem așa într-o nebuloasă cumva, o să fie Târgu Ocna și până Slănicul. Și aici aș vrea să vă mai zic un lucru. Pe timpurile trecute, așa cum erau ele, Slănic Moldova era pe locul 4 în atenția Consiliului Județean. Da, și era perla Moldovei, domnule. Pentru că era Bacău, era Oneștiu, era Moineștiu, Slănic Moldova, Comănești, Buhuș și așa mai departe în ierarhia orașelor ca important, importanță, da, și cărora li s-au acordat importanță. Eu am avut o discuție cu un președinte al județului, nu vreau să-i spun numele,
Și s-a uitat așa la mine, cam bine, el era oltean, dar mă rog. Chestia este că, să știți că mai contează și de unde ești, cum ești. Rădăcinile de unde sunt, așa dar, este. Dar vreau să vă spun că Consiliul Județean trebuie să sprijine OAT-ul în acțiuni cât mai multe pentru a realiza infrastructură, a realiza unele chestiuni, uitați... Apă, canalizare, sunt lucruri elementare. Da, nu mai vorbim, dar vreau să vă spun că nu avem un punct de orientare turistică care vine omul și se oprește aici... La intrare și zice, unde e hotelul X? Unde e hotelul? Zice, caut hotelul Eurovacanță, noi suntem la 10 metri de el. Da. Merge așa pe drumul ăsta și dai tu undeva. Ați văzut că majoritatea localităților din țară s-a realizat acest lucru. Bine, nu-i fac vină primarul actual, l-a venit acum nu de mult timp, dar trebuie un pic și județul să sprijine mai mult Slănic Moldova. Așa gândesc eu. Și în același timp v-am zis, OAT-ul cu mediul de afaceri să sprijine pentru că avem, ați văzut, atâtea axe de dezvoltare pe infrastructură, da. PNDL-ul care e pe localitate, Planul Național de Dezvoltare Locală. Dar cele care sunt pe fonduri europene au fost acum cu anveloparea școlilor și a edificiilor de cultură și a mai departe. Au fost cu infrastructura 7.1 și multe alte. Am avut și noi pe partea noastră. E adevărat că anul trecut eu am avut un proiect care nu am cumpărat o vilă și vreau să nu s-a dat drumul la fonduri europene. Poate anul ăsta care urmează să se dea. Dar noi să avem proiectele. Corect. Și la PNDL și la toate astea. Deci, reușita și a Slănicului și a oricărei localități. Eu am văzut o comună de lângă Constanța, un primar care din fonduri europene Cumpăna. A făcut o bijuterie acolo. Cumpăna. Eu, cum să vă zic? Eu doamnă primar. Nu, dar este și un băiat, un primar undeva. Eu pe ăștia i-aș pune prim-ministri. Știți că pe timpul lui Ceaușescu, Bacus ăla cu vinurile, eu l-aș fi pus ministrul agriculturii. Pentru că ăla făcea din nimic bani. Și de asta zic că trebuie să fie exploatată tot ce ni se oferă, atât de la natură, cât și creativitatea oamenilor din jurul nostru. V-am întrebat turismul din Slănic Moldova încotro. De ce? Pentru că am zis așa, la această oră, bine, vorbim de actuala administrație, nu vorbim de trecut, primăria Slănic Moldova este o situație de extrem de dificilă din punct de vedere economic, adică nu trebuie să ne ascundem după deget, situația este așa cum este. Singura modalitate prin care primăria și practic întreaga stațiune se pot dezvolta este să întindă o mână de ajutor agenților economici, agenților hotelieri. Această mână poate fi cu mai multe degete, printre care primul este această grea mișcare a hârtiilor. Deci agentul economic când vine și solicită o autorizație de construcție sau nu știu ce problemă, să-și realizeze o terasă sau nu știu, trebuie imediat realizată. De ce? Orice zi întârziată este o pierdere în bugetul local. Exact. Pentru că se pierde taxele și impozitele care s-ar lua pe Corect. Ceea ce vrea să facă omul respectiv. Corect. După aceea, sunt niște oameni angajați. Pentru fiecare angajat, OAT-ul primește din ceea ce dăm noi impozite, 55 de lei da. De fiecare persoană. Așa gândiți-vă la 20 de persoane, deja sunt niște bani. Timp de 12 luni, atenție! Și atunci, așa trebuie privit lucrurile, economic, nu că... Partipriul de ce să-i dau lui ăla? Da, exact, astea ar fi deja așa. Deci primul lucru este birocrația cât mai... dinamică. Bine, să nu zicem că nu trebuie să o eliminăm, că așa da, ne se cere. Fiecare hârtie dar se eliberează, părerea mea, contra cost. 5 lei, 10 lei, absolut, nu știu cât este. Deci, vrei dar nu e vorba de asta, e vorba că să fie repede date. Păi, da, o taxă de urgență. Sigur, vrei taxă de urgență, da, te grăbești cu mare drag. Să faci cafeneaua asta cu terasă aici foarte bine. După aceea, nu ne cramponăm, de ce să ai bă la distanță? Nu, domnule, lasă fie cât mai multe. Eu am mers cu cineva și am arătat în câteva stațiuni din țară, unde s-au dezvoltat cafenele, cu terase. Nu știu. La noi, nu, că e mediul, e, ala, cum îi zice, domeniul public concurența și așa mai departe. Nu, e domeniul public și nu se poate, ești, da, nu e bine. Poate. E, nu, asta contra cost se poate.
Deci primăria nu trebuie să aibă niciun fel de reținere la cerințele mediului de afaceri în cadrul legal. Așa. Și a doua chestiune este să să militeze cu tot ce poate, cu toate forțele pentru crearea infrastructurii. Stăm rău la infrastructură și păcat. E păcat că, uitați, am acum la Vila Ioana niște turiști de la Constanța și îmi zice aseară, zice, domnule, zice, ce se întâmplă aici? Omul vine de 27 de ani cu turiști, adică cu turiști, cu sportivi în cantonament. Ce drumul rupt, acum și-a rămâneți fără drum, stâlpi a plecat, gata, gata, să cadă pe mașină. Am remarcat și noi când venea și, la Stănic. Zice, băi, da, zice, nu aveți primar? Ba, avem. Dar zice, ce se întâmplă? Zic, da, drumul nu ține de primar, ține de cei de la Consiliul Județean, că drumul este... Bă, frate, dar trebuie făcut. Vine unul noaptea... Dar nu numai de asta, dacă mai vine o viitură, s-a dus. Plus că, din păcate... Noi am avut și în Consiliul Local, fiind și consilier, am avut o discuție vis-a-vis de balustradele acestea. Și un copil care lucra la Anda, la Târgovna, în curbă la ieșire din oraș, s-a dus cu mașina în apă. S-a pus balustrade după aia. Dacă erau puse mai înainte, poate acea viață era salvată. Deci trebuie să prevenim, nu să luăm măsuri. După ce s-a întâmplat un tragic eveniment, da. Așa este. Și de asta turismul balnear în România și cu preponderență în slănimul lor, vedeți că nu am spus o formă de critică, Doamne ferește, Sovata are 2 luni jumate la cursul și restul ce mai are pe acolo, slănimul Moldova are 365 de zile apă, izvoarele curg tot timpul anului. Iar noi, dezvoltându-ne baze de tratament cu o aparatură modernă și oameni pricepuți, cu kinetoterapeuți, cu stil de kineto, cu aceste spauri, că să știți că la ora actuală iau o amploare aceste spauri. De ce? Pentru că metode de relaxare sunt destindere. Metode de relaxare și metodele de primă prevenție. Adică unul are un junghi așa și atunci el când merge și face o saună, mai face un masaj, face o baie, a eliminat-o, trebuie să ducă neapărat la o terapie, la o fizioterapie electrică. Deci sunt lucruri care oamenii trebuie să le înțeleagă și primul care trebuie să înțeleagă este primarul și cei din OAT. Și aș face o remarcă care, sigur, voi fi criticat de asta. OAT Slănim Moldova trebuie să înțeleagă salariații acestui Consiliu Rășinesc că dumnealor există prin mediul privat și prin cetățenii orașului care vin cu taxe și impozite și așa țin e în viață OAT-ul. Și vis-a-vis ce a spus dumneavoastră, cetățeanului, da, și agentului dumneavoastră economic. A zis că să nu vorbim de trecut, nici nu vreau să vorbesc, dar metecnele și îndeletnicirile care le-am căpătat pe timpul trecut, să le eliminăm. Și bine, sper că... Vă referiți la ceva anume, dumneavoastră? Nu mă refer la această birocrație când mergi la primărie, parcă te duci să cerșești sau parcă nu ești îmbrăcat bine și miroși cumva. Adică eu nu vreau să o spun cu răutate și vreau să vă zic că critica e bună. Nu critic de dragul criticii. Vreau să se înțeleagă că cel din OAT nu trebuie să se certe cu cineva din mediul de afaceri. Când mă duc acolo, eu sunt restanțier, să zicem. Trebuie spus, stimate doamne, stimate doamne, uitați, așa, vorbit așa. Calm, liniștit, trebuie explicat. Trebuie ținută evidența în OAT. Nu când are la 300 de milioane, încep să-i fac poprire, notificare și să încerc propirea. Nu, la o lună, două restante, deci, începem așa cum să notificăm. Vedeți dumneavoastră, ce frumos fac cei de la E.ON. E.ON Electrica și E.ON Gaz, n-ai plătit, simplu. Te trezești că îți vine apă rece în cap. Da. Sau s-a întrerupt lampa, da, lumina. Când ți-l lumea mai dragă. De ce nu s-ar întrerupe și apa de la OAT? De ce nu s-ar întrerupe și noiul și canalizarea unei unități care e restanțele? Sau, având în vedere datoriile vechi care le moștenește OAT-ul, dom'le, hai să facem o ratificare, hai să facem ceva. Nu să așteptăm prescrierea. Păi prescrierea înseamnă pierderea noastră. Exact. Și mai e o chestie. Așa cum ați spus dumneavoastră, trebuie să fie o gândire
cum se cheamă, echilaterală, nu cu partipliuri, nu cu așa. Pentru că localitatea e foarte mică și lumea este așa și trebuie să nu uităm încă un lucru. Cei din partea de oraș, nu partea de stațiune, trebuie tratați și ei ca niște oameni din secolul 21. Adică apă, canalizare, rigole, sunt aceste praie care trebuie să regularizate, pentru că, vedeți, vine timpul și sigur că nu vin eu să spun că sunt făcute, nu sunt făcute, să fie în atenție. Și dacă totul, că vedeți acest, acest drum care e rupt de apă, dacă atunci când a fost canalizat râul Slănic, primarul de atunci și cu inginerul care din fericire nepăcate pentru el are aici, s-a căsătorit în zonă, punea acolo apărătorile unde bate apa, nu unde mai la deal unde nu bate apa, nu se întâmplă așa ceva. Așa că, din punctul meu de vedere, pentru Slănii Moldova, care are același curs către tratament, că preponderent este tratamentul, sigur, noi am făcut și agrement, vedeți, noi am adus un trenuleț pentru agrement. Am văzut. Avem piscină, avem sală de... Căutați metode de a-i distra. Da, de biliard, de tenis de masă, avem sală de tenis de câmp, de handbal, volei. Deci, suntem un complex foarte bine, cum se zice, alcătuit, dar nu e vorba numai de noi. Și ceilalți se străduiesc. A spus, dar sunt acum deja 4-5 piscine în oraș cu saune, cu și care mai de care mai modernă. Dar, pe primul loc, stă tratamentul, după care celelalte aspectele turismului de odihnă și de agrement. Câți ani ar mai trebui, în opinia dumneavoastră, domnule Munteanu, că ați avut șanse să cunoaște și când era foarte, foarte jos stațiunea și când începe așa un pic să se scuture de praf și să se ridice din țărână? Cât timp ar trebui stațiunii la ora asta să-și revină? Nu să redevină Perla Moldovei, atenție! Vreau să vă spun că un efort de minimum 2 ani din partea OAT-ului, și când zic OAT-ul, știți că orice batalion de luptă trebuie să aibă un conducător. Așa deci noi, mediul de afaceri, zicem că trebuie să avem sprijin și o colaborare foarte bună cu unitatea teritorială administrativă. Eu zic în minimul 2 ani, minimul, pentru că sunteți optimist. Nu sunt optimist. Vreau să vă zic că sunt foarte optimist și datorită conjuncturii. Noi până în 2020 putem atrage fonduri. Așa e. După aia, la revedere. Dumnezeu cu mila. Și localitatea fiind micuță, acum trebuie să ne punem la punct infrastructura, acum trebuie să ne punem la punct apă, canal, și astea, drumuri, orice. Deci când zic infrastructură, tot ce intră acolo, plus să gândim orice dezvoltare. Nu de dragul de a face o lucrare, nu de dragul de a crea discuții, ci pentru că este necesar. Și vreau să vă spun, cu părere de rău, poate deranjez, dar OAT-ul, înainte de a face orice, trebuie să aibă discuții cu mediul de afaceri care să spună, dom'le, ce ne mai trebuie în stațiune? Ce avem nevoie? Ce doresc turiștii? Da. Pentru că noi știm că turiștii ar vrea așa, că așa, și v-am zis, este un mare păcat să nu muncim unanim pentru că avem acest cadru natural de excepție. Uitați, mergeți în câte stațiuni vreți dumneavoastră. Dacă o să vedeți o stațiune mai bine, cum să zic, gândită ca plan urbanistic și protejată, și protejată da. Ei, aici cu protecția, cred că ar trebui să tot OAT-ul să discute cu cei din ocolul Silvii Bisericesc și cu cei din Covasna, ca aceste păduri pe care le chelesc ei prin zonă să fie mai puțin aproape de stațiune, pentru că, în primul rând, nu-i frumos să tai și să nu cureți și să nu plantezi. Fac o paranteză acum, nu o să spun numele celui care o tăia foarte mult pe Harghita Covasna, știm toți, așa, ziceam, chiar la Sovata, ziceam, mă, dacă acest nene era de etnie, ar fi plantat de acum 27 de ani, acum putea să apuce iar de tăiat. Vedeți? Da. Vă întreb un lucru și suntem chiar pe final de emisiune, mai avem câteva minute, domnule Munteanu. În viață,
în profesia dumneavoastră, chiar și la primărie, trebuie să faci lucrurile cu pasiune? Sau fiecare profesie pe care o ai, trebuie să o faci cu pasiune? Vă spuneam în particular așa, vis-a-vis de copilul meu, cum l-am canalizat pentru facultatea care o face, dacă nu faci ceva cu plăcere, nici nu ai satisfacția muncii, nu gândești, cum se zice, cu așa, cu oarecare, dacă nu gândești bine pentru viitor. Deci totul trebuie făcut din pasiune și din plăcere. Vă ziceam că eu caut să fac salariaților un ambient, să vină la servici, să nu zic că vin la scârbici, vin la servici. Adică vin cu plăcere și acea plăcere, ați văzut, hei, să fii zâmbitor când servesc. Calmi, când... relaxați, da. Dacă ei, se simte. La nivelul acesta care spuneți dumneavoastră, deci începând de la, mă refer la OAT, nu sub aspectul că, deci el este conducătorul orașului. Deci OAT-ul trebuie să gândească în unanimitate cu mediul de afaceri și cu cetățenii orașului, că sunt și cetățeni în partea de jos a orașului care vor și ei, aia, trebuie să-i găsim un loc în munca celor din OAT ca și să realizeze și acolo ceva. Dar stațiunea, vă spun, este, am adus grupuri, ca să vă zic, m-am enervat, am fost la o ședință la Sinaia și plin acolo era vorba de iarnă. Și acum, pentru că Dumnezeu a vrut să se realizeze și la noi pârtea de schi, am zis, băi, veniți la Bucureșteni. Haideți, mă, lăsați-ne în Moldova. Nu, noi vrem așa, o cabană. Bine, mai că îți dau eu o cabană. Am dat Vila Ioana, au venit, au fost grătare, și ce, s-au dus la pârte, au venit înapoi, au venit la piscina aici. Și, doamne, mai venim. Și au venit o perioadă foarte mare, până când au mai născut unele doamne și trebuie să stea cu ei amici. A crescut familia, da. Da. Dar vreau deci au fost condiții bune ca să crească, da, familia. Bine, dar vreau să vă zic că noi avem cam ce trebuie în Zlănic. Tratament, agrement, cât de cât. Noi la capitolul agrement toate stațiunile balneare suferim. Deci nu Zlănicul, nu Covazna sau care, oricare din ele. Dar la Slănic cât de cât s-a creat această chestiune cu agrementul. Și vă zic, sunt pensiuni, cum știți, mai la Vale, o pensiune binecunoscută care oferă acolo un curte, în grădină, niște acțiuni. Deci nu am putea spune că este o stațiune monotonă sau știu. Eu am fost la Bursa de Turism la Herculane și am zis, bă, voi sunteți în 63? Pentru că așa arăta orașul și ați văzut și la televizor zilele trecute, arăta de să speria lumea. Pentru că a fost privatizată cum a fost privatizată, nu vrem să mai vorbim despre aceste privatizări. Deci trebuie să faci cu pasiune, înțeleg de la dumneavoastră, și cu mare trebuie plăcere. Trebuie să faci cu plăcere și în prietenie. Eu nu pot să fiu, de exemplu, dușman cu cei de la Venus, unde am fost director. Acolo 16 ani din munca mea. Sunt foarte bun prieten cu ei, dar cum? Legal, nu facem... Corect, colaborați dacă e cazul. Exact. Am avut, domnule, vreau și eu cu mașina, vreau și eu cu tare. Da, domnule, vă servim. Adică ne... Ca bun vecin. Sigur că da. Deci nu există, uitați acum, de exemplu, de Revelion, noi aducem artiști. Și vă spun că la acest Revelion, la noi, printre cei așa, va cânta Gabriel Dorobanțu și Poteanu din Republica Moldova, Steluța Botez, o fetiță atâta, dar nu cred că, dacă o vedeți, vă vine să o mâncați așa dulce și cântă foarte frumos. Sigur că în momentul când vedeți aici, noi trebuie să lucrăm comercial. În momentul când aduci un artist, nu contează care. Pentru că de aici s-a lăsat Fuego, de la mine, de aici s-a lăsat Aurel Moldovean, s-a lăsat Raul, care îmi poartă recunoștința și mă mândresc cu ei. M-am întâlnit cu Fuego la Chișinău și o sărit în brațele mele. Deci vreau să vă zic că noi, luând două, trei complexe un artist, e alt preț. Nu, pe noi ne interesează prețul. Corect. Și clientul se simte bine. Sigur că da. În același timp, toți
cei care au fost la Revelioane în Zlănic, bă, ne ducem acolo, ăștia aduc artiști, fac aia, fac aia. E, după aia aducem obiceiurile. Iarăși o chestie care atrage. Și de asta vă zic, noi trebuie să colaborăm. Eu vă spun sincer, când s-a construit hotelul de alături, toți, a, gata, s-a dus ăsta. Nu. Există eșantioni de turiști la care ne adresăm. Eu mă adresez la una, nișa, la fiecare o nișă, pe nișa lui. Ăla la alta, ăla la alta. De exemplu, dacă luăm ultimul hotel care s-a renovat, acolo se duc oameni care au nevoie de tratament. Cu la agrement, se duc la altceva. Iar dar segment, dar să nu cumva să credeți că dacă stă la mine sau la ăla, nu vin și pe la noi, se duc și la ei și tot așa. Și de asta trebuie să fie unitățile foarte bine pregătite. V-am spus, ducem toți, toată România, nu noi din Zlănic, lipsă de personal, trebuie să facem ceva în acest domeniu și contează foarte mult. Uitați, eu am ajuns să iau de la 40-60 km personal să aduc la servici. Și zic, domnul primar, haideți să discutăm cu oamenii ăștia, că sunt mulți care, dar vor altceva, stă să termine nu știu câte clase și pac, la Anglia, acum este un fief în Anglia. Am văzut, stai, e frate, un trend. Dar ce acolo? Curge lapte și miere. Ultima întrebare, că nu mai avem niciun minut, dar ultima întrebare totuși. Până când sunteți rezervat? Mă refer la complex. Până în 28 decembrie. Inclusiv? 28 decembrie, când intră ceilalți. Revelionul, după aceea, până pe 2... Până când sunteți plini, fără locuri până disponibile? Până pe 10 martie. Da, felicitări. Mulțumesc că ne-ați găzduit. Mai venim, să știți. Cu plăcere și vreau să veniți și să fim și mai mulți întreprinzători din oraș, chiar și din partea EUAT-ului, pentru că, știți, ne spunem fiecare, noi suntem ca într-o familie. Și în familie, știți, copilul la mic se supără pe la mare, ăla mare mai dă una lui ăla mic să toacă. Îl mai aduce la da. Masă, hai și tu. Trebuie să, așa trebuie să creăm ceva, plus valoare. O sudură a familiei. Mulțumesc încă o dată, dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore, nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu, fiți cu ochii pe noi.